Doamnelor și domnilor, la nivel național, 11.466 de polițiști vor fi în stradă, suplimentar față de echipajele curente, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale și asigurarea intervenției la solicitările cetățenilor. Pentru că ne așteptăm ca un număr mare de români să meargă în aceste zile pe litoral, s-au luat măsuri speciale pentru siguranța turiștilor. Conform planului general de măsuri aprobat de ministrul Petre Tobă pentru perioada estivală, aproximativ 1500 de polițiști, pompieri, jandarmi, polițiști de frontieră, piloți, medici și paramedici SMURD vor fi în misiune pe litoral. De la 1 iulie, la dispozitivul actual asigurat de către structurile teritoriale din județul Constanța, se vor adăuga aproape 300 de polițiști din alte județe, care vor fi detașați pe litoral pe perioada estivală. De asemenea, prin dislocarea personalului operativ din 10 județe, peste 350 de pompieri vor fi pregătiți să intervină zilnic în stațiunile de pe litoral. Efectivele MAI vor intensifica paturile de ordine publică, activitățile preventive în zonele aglomerate și cu risc criminogen, acțiunile de combatere a evaziunii fiscale și pe linia siguranței alimentare și vor asigura intervenția rapidă la evenimente, cazuri medicale și în situații de urgență. Anul acesta, în premieră, pe plajă sunt amplasate puncte de prim ajutor asigurate de paramedici, SMURD și pompieri. Aceste puncte de prim ajutor sunt amplasate în cele mai aglomerate stațiuni, Mamaia, Eforie Nord, Costinești și Neptun.